mai mers așa un pic și la Prada am ajuns. Unde, mă? La Praga? Nu, la Pride. A, așa da, revină-ți. Mai ai până la Praga? Da, încă un pic. Ce scrie acolo? Să nu trompetizezi. Da, mă, sunt anumite zone din astea unde n-ai voie să dai din trompetă, știi? Din claxon. Da, da. Hop, hop, încetuț aici. Gheorgheni. Am fost și acolo. Ce mestecă, mă, băiatul ăla? Avea un covric, cred că. Nu mai știu dacă funcționează complexul ăsta de aici, de la Pride. Da, tind să cred că mai este ceva și pe aici. Faci dreapta? Știi care e toată treaba? Eu caut să... Uite, mă, că au și de vânzare chestii. Sare de mare, de baie, e odată, nu e odată, scoasă din mine, extrasă cum nu știu ce ceanuri și din alea, știi? Șemineu, sobă. Eu tot și pe ăsta acum și l-a pus. Hei, harghitos. Îi cam stresează când treci aproape de ei, știi? Iar mie îmi place, sincer îți spun. Vreau să... Asta vreau să-ți spun. Vreau să identific un loc unde să mă pot opri să mănânc. Pentru că n-am mai mâncat de 2 zile în natură. Și am nevoie, bineînțeles. Vreau să profit de zona asta de unde sunt aici și să văd pe unde mă opresc un pic. Îmi place să fie cât mai retras de la șosea, știi? Pentru că, da, te poți opri și pe marginea drumului, dar nu-i ce trebuie, zgomot, e trafic, praf, știi, sar microbacteriile în tigaie și din alea, nu e ok. Ce zice, mă, ăsta? Mai am 55 de kilometri, peste 10 kilometri facem spre dreapta. Dar de ce n-am putea face în altă parte? Nu știu, văd că mă duce pe aici, pe sus, și după aia mă scoate jos, direct la Mureș. E ok. Mai este un drum, pot să merg și înainte, știi? Dar nu, nu vreau să merg pe acolo. O să merg pe aici pentru că este mai scurt. Opa! Foarte faină și zona asta, Pride, Sovata pe aici. Foarte frumos. Nu m-am încetut. Atenție la tren. Bagă stop. Hop. Ba da, e foarte important, nene, pentru că nu este de glumit cu treaba asta, având în vedere că suntem în România, e foarte aiurea. Trebuie să avem foarte mare grijă, serios. Eram odată, veneam tot pe drumul ăsta pe aici, Sovata, Pride, prin zona asta și era seară, știi? Și când primesc un roaler din ăla, știi? Adică era groasă treaba. Și zic, mamă, what is happening? Mare atenție, au fost văzuți 2 urși pe nu știu ce stradă, băi, serios? Băi, și ce zici, că am mai mers un pic? Și veneam încoace, știi? Ia uite ce frumos face el acolo. Știe el ce face cu A-frame-ul. Mamă, și ce zici, că am mai mers un pic și în fața mea era o mașină mică. Și zic, nu, las că mergem așa încetuți, era seară, e vreme. Ce zici, că omul începuse să meargă pe mijlocul drumului, a făcut stânga-dreapta așa, s-a oprit și zic, bă, stai sănătos, zic, cred că i s-a făcut rău, frate. Când el se uita pe ăsta și ursul era pe undeva pe aici, pe câmpul ăsta, știi, nu-l văzusem. Mamă, dar dita mai hardughia de urs, să zic, știi, foarte mare, nene, serios. Zini, mă, ăștia cred că să ia doi de s-or pierdut pe aici. E fain că încă mai sunt, să zic așa, animale din astea sălbatice. Am mai văzut vulpi, lupi, din aia mici, de sar, cum se numesc? Iepuri din aia, da. Odată ce zici că eram pe la Sân Nicolae Mare pe acolo și mergeam tot așa, era dimineață, vreo 7. Mamă, când a zburat un fazan din ăla, exact aici în colț l-am luat, dar vreau să spun sincer, din instinct am făcut așa. Mamă, deci am crezut că o să se spargă parbrizul. Mi-am dat seama că nu mai există. El a zburat de aici, mă, de jos, știi? Ca și cum aș merge acum și deodată a zburat. Și mi-am dat seama că la un moment dat o să ne sincronizăm.
Și am frânat cât am putut, dar nu, aveam marfă pe mașină, nu pot, știi? Și a venit chiar aici, în stânga. Nu să spar nimic, ca frate, dar cred că l-am împrăștia. Nu am oprit, ăla mergea oprit, jupuit și la tigaie construit. Păi da. Mocănița soarelui. Dar nu știu dacă mai merge cineva pe liniile astea, dacă le văd destul de ruginite. Uite mă, că am ajuns încet, încet și la Sovata, unde a făcut Vasile armata. Și aici, portiță din aia, vezi că încă se păstrează chestiile astea tradiționale, să le numesc așa. Auto Check Center, autoservice, piese auto, service roți, geometrie roți, totul e despre roți. Motor n-are? Are. Dezbrenări auto, ITP, tot ce vrei aici, mă. Uite și Chiober a venit să vopsească nemțește. Mamă, îți dai seama, băi, și reclamele astea cum sunt făcute, bă, băiatule? Pentru că sunt așa de bine structurate unele, sunt geniale. Eu mai țin minte și acum o reclamă la un ziar, se numea Tinerama. Reclama era cu niște chei din alea și zicea ăla Tinerama, un ziar care nu minte și nu iartă. Tu l-ai vetă, îți dai seama, sunt foarte bine făcute unele. Cum sunt astea din ziua de astăzi, băi, inevitabil îți rămâne în minte. Tâmpenia aia de farmacie, Catrena sau cum, Catrena, da? Ce vindem ăsta? Cartofi. Bă, ar trebui să iau niște cartofi, că ar merge cu niște coponele, mă gândesc. Ia uite-l, Donas. Și ăștia, bă, cu farmaciile ăștia, foarte greu este. Eu am lucrat la un lanț din ăsta de farmacii, deci vreau să spun că este horror. Trebuia să mă trezesc undeva pe la 3:30, 4:00, la 5:00 trebuia să ajung la lucru. Descărcam nu știu ce soare de camion, mic, mare, cum era. Se repartiza marfa pe diferitele rute. După care se încărca marfa, se făcea ruta și ajungea acasă rupt pe la 8, la 9, la 10. După care dimineață trebuia să o iei iar de la început. Am fost campion acolo, nene, am rezistat 3 luni de zile. Hai de capul meu, 3 luni am rezistat. N-am mai putut. La un moment dat zice Marcela asta, femeia asta, jupuna așa: domnule, tu fumezi în mașină, filmezi, pui pe YouTube. Da, frate, zic, cum să nu? Bine că ați văzut, zic, care e problema? Păi n-ai voie să filmezi în mașină și să arăți rute și ia uzi pe zic, o fi vreun secret de stat. Știi ceva? Ia mai du-te dracu cu farmacia ta cu tot. Și am plecat. Du-te, bă, de aici și lasă-mă în pace. Păi dar cum, dacă asta simt că asta vreau să fac, care e problema? Ce, aduc vreun prejudiciu? Vorbesc urât despre firma la care lucrez? Care e problema? Ia uite, punem aici pavele. Păi e lucru mare, mă, să știi să pui și pavelele alea. Nu râde, mă, că nu suntem toți pricepuți la toate. Nu, serios. Unii știu să pună pavele, altul știe să facă cu mortar, altul știe să vândă, altul știe să pune indicatoare din astea. Înțelegi cum zic? E foarte bine că nu suntem toți pricepuți la toate, numai că noi nu prea înțelegem. Noi am vrea să nu mai plătim nu știu unde și să le facem noi pe toate. Nu merge așa, Marcele, ia uite, femeia se spală în cad aici, între vița de vie. Oi, doamne. Elit, ăștia-s cu mezeluri. Bagă și ăștia de dimineață până seara, frate. E, mă rog, e cu minus și cu plus. Ideea că ce rută ai, știi, că bănuiesc că nu este aceeași rută în fiecare zi. Poate că uneori trebuie să te trezești mai repede, alteori mai târziu. Băi, dar îmi place și căsuța asta, mă, ce nu e faină. Au ce frumos are acolo, balansoar. Băi, îmi plac lucrurile astea, sunt făcute cu gust. Ai văzut grădina, arbuși din aia, puțină iarbă, niște semințe acolo puse. În sfârșit, e fain, îmi place. Ce-i frumos, e frumos, mă. Și o căbănuță din asta mi-ar plăcea. Aici în solar nu-l vreau, că acolo e de lucru. Lasă-mă, mă, pace, ia-ți tu solarul, îmi e căbănuța.
acolo sus cu niște albinuțe, la o căbănuță, ele băzâie, eu le fac curat, le dau un tratament ce au nevoie, după care îmi iau mierea, nu? Păi da, nu? Toată lumea vrea miere, frate, dar sunt tot mai puțini oameni care vor să lucreze pentru a produce miere. Mierea nu crește în copac. Da. Hai că mai am un pic și fac la dreapta. 2,3 km. Trebuie oprit într-o mică pauză de 15 minute sau de 45 sau de 30. Prima e de 15, ține minte. Hai că mai e puțin, Vasile. Să mergem înainte, nene. Mă pregătesc să găsesc un loc foarte liniștit în care să pot să împrăjesc copănelele.